Bun găsit la un nou episod în premieră, sunt Carmen Avram. Astăzi vrem să vă spunem povestea unei comunități unice în România și poate chiar în lume. Sunt câteva mii de oameni a căror întreagă existență se învârte în jurul unui obiect magic. De unde a venit el nu se știe exact, nici cum a ajuns să fie ținta adorației absolute, motiv de discordie și scopul suprem al acestor oameni. Un lucru e cert, el decide statutul, partenerul de viață și nivelul de respect. El stârnește pasiuni aprinse, atrage blesteme și provoacă crime sângeroase. Dar tot el asigură și supraviețuirea acestei comunități. Se numește Tahtai și, cum se spune, dacă nu-l ai, e bai. Undeva în Transilvania, în sânul celei mai conservatoare comunități de romi, într-o sfântă zi de marți, începe o nuntă. Ținutele nu sunt de Oscar, nici de local de București. Ei poartă pălării negre de stofă cu boruri mari, ele fuste lungi, crețe și înflorate. Mireasa noastră e gătită! Nici cu o mie, nici cu o tită! Nici cu o mie, nici cu trei, numai cu mirele ei! Așa zice mirele! Ținem, domne, zilele! Și așa zice mireasa! Oficial, la nuntă n-a fost invitat nimeni. Pe aici, lumea se adună pe principiul cine dorește, poftește. Pe mese, n-ai să vezi deci cartonașe cu numele oaspeților. Oricum, ar crea confuzie. Aproape toată comunitatea poartă același nume. Chiopătar Victor și tata Călderar Victor. Făcut o greșeală la când m-am născut. În loc să scrie Călderar în certificat de naștere, au scris Clopotar și am rămas Clopotar. Deși sunteți Căldera. Tot Căldera, sigur. Evident, numele li se trage de la meșteșug și a fost perpetuat printr-o regulă strictă. Nimeni nu se căsătorește în afara comunității. E și o legendă care spune că atâta timp cât neamul căldărarilor va supraviețui, țuica la cazan și cafeaua la ibric nu vor deveni poveste. Și, peste secole, ei au avut grijă ca povestea să meargă mai departe. Tradiția meșteșugului nu numai că a fost păstrată, ci și exportată. Unele familii și-au dus obiectele la târguri și expoziții prin lume. Chiar în Viena, am avut și în New York și în Spania, a fost luna trecută. Și au ajuns chiar să colaboreze cu designeri de branduri celebre. Calvin Klein, George Jensen sau Scotch. Așa că aici nu o să vedeți dar de nuntă din ajutoare sociale. Dar acesta e un subiect pentru altă dată. Acum ne interesează altceva. Acești doi copii, un băiat și o fată de 12 ani, care tocmai se leagă pentru tot restul vieții. Uitați-vă printre niște povestiți numai ce este, că aveți fete și nepoate, vă vine rândul la toate. Povestea lor de dragoste nu există încă. Se vede asta din lipsa lor de emoție, din privirile stinghere, din tăcerea care îi unește în acest eveniment care parcă nu e al lor. De ce tac? Pentru că până acum n-au avut niciun cuvânt de spus. Asta e tradiția, care aici are valoare de lege. În timp ce ele încă se mai joacă cu păpușile, iar ei aleargă cu praștia după vrăbii, bunicii și părinții le caută soți și soții. Criteriul care stă la baza unor astfel de alianțe e averea. Doar că aici, această avere nu înseamnă, cum ați putea crede, bani, aur, case și mașini. Nu, romii din această comunitate au ceva care, pentru ei, bate orice bogăție de pe pământ. Se numește Tahtai și dacă nu-l ai, vai, vai! Noi avem pocal din argint. E un pocal cu semnificații diferite, trei bisericuțe, să zic ce la asta, suflat cu aur la gură, pe exterior și prin interior la un cu cuștică, cu brâu. Ce vechime are, nu pot să zic. Da, ați auzit bine. Un pocal decide până unde poți să-ți ridici pretențiile când îți alegi ginerele sau nora. E din argint aurit, dar valoarea lui nu stă atât în metal cât în numărul de generații păstrat în aceeași familie. Cum și când au ajuns romii în posesia tahtaielor nu se știe exact.
Cert e însă că în 1930 America afla din New York Times cum că în România trăiește un trip de romi care locuiește în corturi, dar care are niște pocale prețioase vechi de secole. Etnografii români care au studiat exemplarele aflate în Muzeul de Istorie din Cluj afirmă că unele tahtaie ar fi fost făurite la comandă de aurari transilvani special pentru voievozii cetelor de țigani liberi din secolele 17-18. Era o formă de investiție. Altele ar proveni de la familiile de sânge albastru care îi răsplăteau astfel pe meșteșugarii iscusiți. Tahtaiurile astea, paharele, tocalele sunt de la grofi, de la regi. Astea beau regii din ele pentru a fi sănătoși, să zic așa, cum sunt și vasele de cupru. Au lucrat ai noștri la împărați și au văzut ei că e un lucru mic care poți să-l păstrezi și să te valorifici cu el. Atât au lucrat la regele respectiv până când i l-a dat. Obținut cu greu și întotdeauna pe linie masculină, tahtaiul a rămas până astăzi echivalentul țigănesc al unui titlu nobiliar. Iar cei care moștenesc pocalul, moștenesc și povestea. Victor o știe de la tatăl său, tot Victor, zis Ițoc. E unul dintre bătrânii comunității, născut acum 7 decenii, pe vremea în care romii încă mai erau nomazi și trăiau în șatră. Iarna în 25 ianuarie, a vrut maică-mea să meargă după apă cu găleata și chiar în zăpadă m-au născut. Am căzut jos în zăpadă. M-au luat în șurță și m-au dus în cort și mi-au făcut baie și m-au învelit în corjoc. Avea 5 ani când a văzut întâia oară tahtaiul familiei, pentru că niciun rom nu-l ținea în cort, ci în casele unor români de încredere. Bunicul l-a adus special ca să-i arate și să-i lase cu limbă de moarte misiunea pe care o primise la rândul său în tinerețe. Să ai grijă de paharul ăsta, să nu-l dai la nimeni, să nu-l arezi la nimeni, ăsta va fi averea ta. Să nu o vinzi, să o grijezi. Să păstrezi cum a păstrat-o bunicul tău. Să rămână în familie, tu să-i dai la băiatul la tău, băiatul tău la băiatul lui, așa mai departe, să se meargă moștenire, ca un blestem, să nu se vândă niciodată. E cel mai urât lucru dacă se vinde. Se dezonorează familia. Cel mai slab om e dacă se vinde. A vândut cineva vreodată? Nu mai fost cazul. A murit după perioadă, nu că a murit de moarte bună, să zic așa. L-a vândut. Lumea nu l-a mai prețuit, nu s-a mai încuscrit rangul bun cu el. Și-a luat onoră din rang mai jos. I s-a destrămat familia până la urmă. Atât de valoros e acest pocal. Te poate ridica sau doborâ în funcție de modul în care te porți cu el. Ițoc și-a ținut promisiunea. A predat paharul și grija lui fiului cel mic în ziua în care l-a căsătorit. Eu am avut o arvunită pe verișoara ei. Și zic, tată, mie nu-mi place de asta, e prea grasă. Și am renunțat până la urmă. A cheltuit tata niște bani la arvuneala respectivă cu fata aia. Și zice, până la urmă, de cine îți place ție? De verișoara sa. Păi bine, mă, hai să mergem la părinții ei să o cerem. Am luat-o eu pe ea, frate s-o ei, a luat-o pe sora mea. A fost un schimb. Ea avea 10 ani și eu aveam 12 ani. O perioadă de 5 ani am stat ca frații împreună. După aceea o relație normală, 3 copii. Așa că de la Victor, tahtaiul va ajunge într-o zi la Victoraș, fiul său. Câte pocale are comunitatea, nu e clar. Romii fac tot posibilul să păstreze secretul și să încurajeze izul de legendă. De aceea nu și arată tahtaiele nici măcar în comunitate, decât rare ori la anumite ceremonii sau negocieri matrimoniale. De exemplu, Petre, mirele de astăzi, ar fi, se pare, mândrul posesor al unui pocal țigănesc, dar nu l-a scos spre laudă nici măcar la nuntă. Așa că oamenii obișnuiți fie rămân cu impresia că tahtaiul e doar o invenție, fie au norocul să-l vadă în vreun muzeu, fie se mulțumesc cu povestea. Ăsta e tahtaiul. E o imitație. Hai, nu-i de argint. Nu mă mii. Cum să mă mii să fie de argint? De la de argint nu-l puneam aici. Vezi, copilul ăla are un pahar, cel mai bun pahar. Ce nu este la nicio țigănie, nicăieri. Nicăieri, nici la muzeu, nicăieri nu are. Dar de ce valorează așa de mult? Ce valorează? Povestea? Da, legenda lui. Paharele bune au legendă. Legenda se construiește în jurul numărului de generații pe care le-a traversat un pocal și al abilității proprietarilor de a-l păstra, indiferent de vremuri și de greutăți.
Cea mai cruntă perioadă a fost de departe cel de-al doilea război mondial, când romii români au fost deportați în Transnistria. Unii încă mai trăiesc ca să poată povesti. Ne-a dus nemțul la moarte, ca să nu mai fie țigani în țară. Dacă te duceai să furi o ceapă, te făceai groapă cu mâna și te împușca. Oamenii au pucat tifus, lega la picioare aici cu strâng și le ducea. Făcut o gaură de silos, băgă un rând de morți, iară coperea, iar un rând de morți. Ați văzut asta? Da. Ați văzut cu ochii dumneavoastră? Făcui, cum să nu? Când eram copil de 7 ani, frații, nepoți, ce-i avut tata de la tată sau de la moșul s-au murit toți. N-a mai venit niciun fert îndărât care s-a dus. Și dintre cei care au supraviețuit, puțini s-au întors cu tot cu pocal. Luat-o la Nistruvere. Când am ajuns la Buc, cu căruțele, fiecare rus o vii și s-o les. Și v-au luat paharele? Păi paharele și țălbele ăștia la fete, mult o luat. O plâns toată lumea care le-au luat. La noi nu plângea după 10 morți ca după un pahar. Aia a fost avere țigănească, nu căzi, nu palate, nu putea să aibă palatul al lui Ceaușescu din București. Nu era. S-au luvlat țepe și ăla. Și tatălui Țoc a murit în Transnistria, dar pocalul a rămas. Îl lăsaseră în grija familiei de români la care stătuse dintotdeauna. Și tot acolo l-au găsit neatins 5 ani mai târziu, când s-au întors din lagăr. Obiceiul se mai practică și astăzi, așa că mulți corturari țin secret numele familiei și adresa ei. Victor e singurul care s-a adaptat vremurilor. Un safe la bancă îl ținem pe cuvânt. Înscris, înregistrat, cu acte, cu tot. Puțini sunt deci oamenii din afara comunității care au văzut sau ținut vreodată în palmă un astfel de pocal. Povestea, și ea, e spusă foarte rar. Pe asta s-au și bazat corturarii care au plecat în anii 40 în Transnistria cu tot cu tahtai și l-au adus și înapoi. Bunicul la nevoastră mea, căruși în Transnistria, în paharul a pus, da, vaselină. Și a căunge cu unge roțuri la căruț, cu zmoară de aia. S-a trecut cu paharul dincolo, domnule. Cine l-a văzut în viața lui și stă cu piciorul ele. Între voi nu e valoare, da? Între noi, da. E noi pentru un pahar de ăsta ne dăm viață. Putem să ne ia și viața și nu dăm. Ca să ai privilegiul de a vedea un tahtai, e nevoie să petreci mult timp printre corturari, să le câștigi încrederea, să ajungi să te considere de-al lor. Pe noi se pare că ne-au plăcut, căci astăzi ni se permite să fim martori la una dintre rarele ocazii în care această avere e scoasă din ascunzătoare. Ăsta văd că e suflat un pic. Așa. Ăsta la întâi zice cană albă, deci nesuflată cu aur. Și asta, timpul, o șters-o. Asta are pele de șarpe aici pe buze. Două familii vor să se încuscrească și pentru asta, Veta, bunica viitoarei Mirese, trebuie să evalueze tahtaiul potențialului Mire. Îl cheamă Laie și e încă la vârsta la care nu știe de unde vin copiii. N-a dus bază! Îți cușoară! Adică nu. Barza. Ce oră ce-o zis? Emilie m-a dus barza în cerceafuri albe. Eu sunt iunie, plus în ianuarie, atunci nu sunt berză în zona noastră. Dincolo de glumă însă, aceste întâlniri sunt foarte serioase. Misiunea Vetei e să studieze piața, ca să vadă care tahtai se ridică la nivelul nepoatei sale. Nu se grăbește să bată palma cu nimeni, căci aici a te răzgândi costă. În plus, deși toți își laudă moștenirea, e un lucru știut că există o ierarhie dată de mărime, de calitate, dar mai ales de vechime și de legendă. Aparent, Laie e în avantaj. Familia lui are 3 pocale, doar că el va moșteni unul singur, cana cea mică. Ăsta îmi place, că e mai mare. Dar și cana îmi place. E mică cana, e mică, dar îmi place. Nici povestea nu-l ajută. Cana pare a fi veche, dar spre deosebire de celelalte două, nu e moștenită, ci cumpărată. Era 100 de mii, cum era atunci, sutele de mii, de mii, nu era mii. Cum? De lei? Da, 100 de mii de lei. Bălcescu. Ce cumpărai cu banii? De 2 deci.
n-a fost cumpărată de la romii corturari, ei nu vând, ci de la gabori, o comunitate care are și ea tradiția tahtaiului, dar care uneori a mai cedat în fața banului. Așadar, cana, nefiind în familie de secole, va crește în valoare abia după ce va fi moștenită de Laie, apoi de copilul lui, de copilul copilului lui și tot așa. Câți copii faci, mă? Doi? Nu, îi spun că numai omeni ai. Faci un picior și o fată. Dacă Veta se va hotărî în final să-l ia pe Laie drept ginere, va urma tocmeala, care de regulă e foarte aprinsă, căci tahtaiul va ajunge la familia fetei ca o garanție supremă că totul va decurge cum s-a stabilit. Deci eu le dau fata, nu? Dar ei trebuie să-mi dea unul din tahtai ca să le ții la mine până are copii. Aia e garanția, da, că, garanția că rămân împreună. Da, deci la noi nu-i cununie, nu-i căsătorie, nu-i... Dar paharul e de garanție. De garanție și dacă se întâmplă ceva, să face judecată țigănească și atunci să restituie, să plătește în bani rușine fetei. Așadar, băiatul vine în familie cu tahtaiul, iar fata cu banii. Nu mi-o dai mie să-ți dau fata? Bine. Dar tu câți bani dai? Păi cât îmi cere voi de gestri? Păi n-am atâția bani. Câți bani vrei, mă? 30.000 pierd. 30.000 de euro. Aoleu. Dacă n-are pahar, băiatul n-are nicio valoare. Și cu cât e mai valoros tahtaiul Mirelui, cu atât mai mulți bani dă familia Miresei. Dar suma nu se va ridica niciodată la valoarea vasului. Dacă ar fi să vindeți, ce valoare au? Între noi e sute de mii de euro. De fapt, aceste tocmeli au în vedere rezervarea tahtaiului. Pentru că valoarea lui diferă, părinții vor să le asigure copiilor statutul încă de la vârste fragede. Știi fata? Adriana? Ana Maria. Ana Maria, da. O știi? Da, Adriana Maria. Și îți place? Cred că da. Bunica știe că își va permite să negocieze dur. Pe nepoata ei va fi bătaie mare, pentru că Veta însăși îi ridică valoarea. E una dintre cele mai respectate femei din comunitate și, cum se spune pe aici, e de rang înalt. Cum era tata din îi mai mare neam, se ia la noi la corturar și după neam. Deci să nu fie din neam mai, și mai jos, și mai sus. Țiganii care mai bogați, alege. Și am avut cerințe, mai multe, că am fost o fată frumoasă. Bunicul a avut un sac de pahare. Erau mari, erau valabile, dar toate ălea lui tata nu făcea cât face al nostru. Adică atât de valoros a fost tahtaiul moștenit de soțul ei, încât un sac de pocale nu-l putea egala. O știe întreaga lume că ai mai bună, ai mai de valoare. N-are preț. Ferească-ne Dumnezeu că n-am vinde-o. De n-aș avea nici ce mânca. Am trăit pentru ea, m-am măritat pentru ea, mi-a dat tata zestre, atunci erau bani 200 de mii. De lei vechi, Bălcescu. Cumpărea și mașină și casă și tot. E lesne de înțeles de ce. În comunitate, povestea acelei căni n-are rival. Însuși împăratul Austro-Ungariei ar fi scris un capitol din ea. Împăratul Vieniei a aflat că străbunicul lui bărbatul meu era ca un fel de împărat și el aici. Deci a fost ca un bulibaș a corturarilor. Și împăratul a trimis scrisoare, a trimis, era atunci jandarmi, orice fi fost, și-au confiscat paharele și le-au ținut acolo 3 luni. Le-au studiat, una au confiscat-o și două au trimis înapoi. Au pus sigilul împărătesc pe ea și pe sora ei și le-au trimis acasă. Dar sigilul la mea nu mai este că au mâncat-o porci. Au pus cana, la coteț era trestie, orice-o dat la verdeaț. Cum au tras de trestie, au tras și cana. Și cum au mociurlit-o prin mocirlă pe acolo, eu căs biletul de la Viena. Dintre cele două căni înapoiate de împărat, doar una se găsește în familia Vetei. Cealaltă a ajuns la o rudă din satul vecin. Pe cana lui ăla era cerbul și pe al socrul meu era leu, pe capac. Și ce o să iei, frate, într-o zi, uitându-se așa la averi și așa? Ce mă, frate, hai să vedem cum stă la cana mea cu asta și cum stă la ta cu ăla. S-au schimbat între ei. Și au devenit la noi cerbui, ca cerbul de aur când l-a câștigat luminița Anghel. E o cană care a trecut prin multe. Poartă și astăzi rănile provocate de patimi amoroase, de conflicte familiale și de drumul făcut până în lagărul din Transnistria și înapoi. O legat-o bunica
la căruță. Și o țâră gâriată, așa, cum o băga sârmă și o băga zmoală în ea. Iar în perioada comunistă, când corturarii au trecut de la nomadism la sedentarism și tot ce era de valoare se confisca, tahtaiul Vetei a trăit în pământ. Oamenii care eu l-am dat, l-au îngropat, că noi îngropați am ținut al nostru viață. Toate aceste urme însă nu sunt considerate defecte, ci mai degrabă cicatrici de război. Dar nu numai tahtaiul i-a dat valoare Vetei, ci și Veta a sporit faima pocalului ei. Într-o zi, generațiile viitoare se vor mândri cu faptul că au moștenit averea ultimei ghicitoare din neamul corturarilor. Mama mea a fost cea mai mare ghicitoare. Deci mama mea m-a lăsat darul de ghicit. Deci să moștenești. Ăștia sunt cățile mele de ghicit. Ea își dă foarte rar în cărți. E frică să-mi dau, de multe ori mi-arată drept. Și nu vreau să știu. Deci lasă vie ce vine de la sine. Dar o face acum pentru noi. Asta înseamnă bani. Uite, aici lângă ea e moartea. Deci asta s-a deschis ca mie, că am pierdut mulți bani pentru o moarte. Aici e un bărbat care gândește la o veselie. Înseamnă că băiatul meu vrea să facă o veselie, să facă o tomneală pentru copii. Coincidență sau nu, Veta tocmai a făcut un parastas după soțul ei și chiar urmează să-i tocmească nevastă nepotului, moștenitorul tahtaiului. Cărțile ei preferate însă nu sunt cele de ghicit, ci alea de citit. De aceea, urmașii se vor lăuda într-o zi că tahtaiul lor i-a aparținut celei mai culte femei din comunitate. Care e cartea dumneavoastră preferată? Să știi că am citit mult, mi-a plăcut Jules Verne. Care al lui Jules Verne cel mai mult v-a plăcut? Insula Misterioasă. Veta a avut norocul să termine 7 clase, dar asta pentru că s-a măritat la 15 ani, ceea ce aici înseamnă târziu. Tatăl a căutat ani în șir, până când i-a găsit bărbatul cu un tahtai de valoarea ei. Așa a ajuns într-o familie faimoasă, prima din comunitatea lor care s-a mutat de la cort la casă, iar ea și-a botezat în noua locuință Coliba Lungheașului Tom și Insula Verde. Am citit cărți, nici nu pot să-ți imaginez. De la magazin, într-o vară, am luat toate cărțile, toate le-am citit. Bărbatul meu, când mă prindea, îmi băga cartea în foc. Mai bine să mă fi bătut, să-mi fac tot mai mare rău. Din toate cărțile care le-am citit, din romane, din toate, am învățat. Dacă citești o carte, parcă te deștepți. Orice carte a avut... O moral. Da. Și eu am băgat la cap. Așa a realizat Veta că romii se căsătoresc mult prea tineri și, în pofida competiției acerbe de pe piața matrimonială, a decis că nepoții ei se vor însura la vârste rezonabile, chiar dacă tocmeala se va face mai devreme. Eu vreau să schimb legea țigănească, pentru că prea tineri ne mărităm, ne maturizăm și îmbătrânim repede. Eu când m-am măritat am fost un pic bătrân, au fost 15 ani. Dar acum s-o prostit și ne mărită la 10 ani, la 9 ani și te trezești că are 11 ani și e gravidă. E prea de vreme. Asta îi condamnă și Dumnezeu. Nu poți să reziști la așa ceva. O nebunie pentru averi. Va, el e bogat, stai să dau fața să nu e altul. Într-adevăr, tahtaiul a dovedit peste ani că poate declanșa în oameni o nebunie destructivă sau chiar fatală, căci pierderea lui e echivalentă cu disprețul veșnic față de morții din familie și față de generațiile încă nenăscute. Pentru Cană, chiar și soțul Vetei s-a bătut cu fratele său până la sânge. Alții au furat pocale și au fost atinși de un blestem crunt. Unde cocoșul nu cântă, unde toaca nu bate, acolo să n-aibă noroc, să nu se întoarcă niciodată blestemul ăsta, niciun popă să n-aibă vindecare. O rămas pe pat, paralizată, femeia care a pus hoț să se fure, exact cum a fost blestemul, și după aia a murit. Altădată, o femeie n-a acceptat să spună unde e tahtaiul, nici când hoții au amenințat-o că îi omoară copilul. Era dispusă să riște viața copilului, dar tot nu dădea pahar. Nu. Nu. În orice... Suntem dispuși să pierdem viața, să pierdem orice, dar nu... averea nu se dă.
Dar cel mai faimos caz e cel din comuna Brateiu. Potrivit obiceiului, Anton și-a lăsat paharul la Nicolae, socrul lui, până la nașterea primului moștenitor. Doar că atunci când fiul său a venit pe lume, omul a refuzat să-i restituie averea. N-a respectat tradiția romilor, am făcut judecată țigănească cu mai mult rom să mi se dea înapoi. El nu a vrut. N-a vrut nici după ce copilul a împlinit 9 ani, iar Anton avea nevoie de pocal pentru a-i tocmi o soție de neam bun. Atunci l-a amenințat pe Nicolae că l-omoară și s-a ținut de cuvânt. S-a întâmplat în noiembrie 2004, în văzul oamenilor care se întorceau de la votul pentru președintele României. După crimă, Anton s-a predat. M-am dus la sediul de votare, la poliție, și am cerut să fiu anchetat. M-am pus în anchetă. Dăm pe viață tot 60 ani. A fost condamnat la 18 ani de închisoare și acum își execută pedeapsa la penitenciarul din Arad. Asta nu e o fală pe copiii mei ori pe mine. Tu le-ai, Doamne, că l-am omorât pe cutare și pe cutare. Nu e o fală. Dar, în același timp, vrea neapărat să transmită un mesaj familiei din care reiese că disputa tahtaiului nu s-a încheiat încă. Tătina, dar am romale, tășeavale. Dicame, s-o cărameleța. Iar când a gândit pe-l că-i scăpii mei. Mai sunt atât în băștec de-o pașă. Bă, culoai, te n-a dat ratată. Întâmplările de acest gen n-au reușit să scoată însă universul lor de pe axa în jurul căreia se rotește, tahtaiul. Corturarii sunt convinși că fără el ar fi ajuns și ei ca alte comunități de romi, așa zis modernizate, care și-au diluat neamul și și-au pierdut obiceiurile. Aparent, totuși, tradițiile lor par să fi creat un cerc vicios. Competiția pentru cel mai bun pocal duce la căsătorii timpurii, iar de la ele la abandon școlar. Eu am învățat foarte bine la școală. Eram cel mai bun din clasă de la mine. Dar undeva la 8 clase s-a terminat toată școala. Cam aici s-a întrerupt totul, pentru că de acolo începe viața de familie, începe viața de a-ți câștiga existența, să muncești și așa mai departe. Nu s-a făcut un scop să-ți faci un viitor prin școală. Nu asta a fost conceptul și nu ăsta este conceptul comunității. Noi nu vrem să dărâmăm ceea ce a fost construit, ci vrem să clădim pe ceea ce s-a construit mai departe. Din cauza principiilor de viață, corturarii sunt adesea judecați de societate. Ei însă o roagă frumos să-i lase în pace. Poate să spună cine vrea ce vrea. Noi ne știm ale noastre și noi ne punem preț pe lucrurile pe care noi le avem și le-am dobândit și le-am păstrat din strămoșii noștri. Este foarte greu să înțelegeți ce vă spun eu, că nu trăiți cu noi. Dar dacă ați fi trăit un an, 2, 3, 10, 20 de ani în comunitate și ați vedea felul nostru de viață, în mod practic, v-ați schimba și dumneavoastră o idee. Traian Căldărar, unul dintre liderii comunității, ține să ne demonstreze că tradiția e un lucru bun la casa omului. Eu vă spun, încă în clasa 6-a eu aveam deja nevastă adusă acasă de bunicii mei și am mai stat încă vreo 3 ani de zile la noi în casă până când noi ne-am început și viața intimă. De fapt, ăsta e obiceiul în cazul acestor căsătorii, atâta timp cât proaspăta soție e încă un copil, doarme cu soacra, cum va face și Maria, mireasa de astăzi. De aceea, spune Traian, fetele rome care respectă tradiția nu rămân însărcinate înainte de vreme. O să întrebați probabil și cu dragostea cum rămâne. Este, ne asigură Traian, doar că ea va apărea în timp, clădită nu pe pasiune, ci pe o dragoste ca între frați, care va crește și se va transforma odată cu cei căsătoriți. În multe cazuri, între majoritari, nu se poate discuta de dragoste, ci se poate discuta doar de un moment de dragoste și după aceea ură. Pe când la noi, cu cât ei cresc împreună, cu cât ei și la bine și la rău stau împreună, vorbesc împreună, această dragoste se fundamentează. Nu este o dragoste vorbită doar în cuvinte, ci este o dragoste trăită într-un mod practic. Cât despre divorț, el e ultima opțiune. Dacă nu de altceva, măcar pentru faptul că despărțirea se plătește. Uneori în bani, foarte mulți bani, alteori în tahtaiul pe care vinovatul îl poate pierde. De aceea, la corturari, niciun compromis nu e prea mare atunci când trebuie să-și salveze familia de la destrămare.
Este foarte dureros în secolul 21 că cei mai mulți nu mai pun preț pe familie. Gândiți-vă dacă străbunicii mei n-ar fi fost pus un accent deosebit pe familie, am mai fi fost noi astăzi aici? Eu cred că nu. Și așa, într-un fel bizar, aceste tahtaie au ajuns peste secole să se transforme din obiecte de valoare în obiecte care dau valoare. O întreagă comunitate a învățat să se ghideze și să acționeze în funcție de aceste pocale. Nu-l primești până nu dovedești că ești bărbat. Nu-l dai mai departe până nu te asiguri că băiatul tău îl merită, că va face tot ce poate să-și țină soția fericită, casa îndestulată și părinții aproape până la moarte. N-ai să vezi aici copii abandonați, bătrâni pe drumuri, adulți care stau degeaba. Așa ceva exclus. Pur și simplu exclus. Tahtaiul le e și avere și cod de onoare și o promisiune că acolo unde se va afla el, totul va fi bine. Iar pentru ei, asta e de ajuns.